Slăviți și să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru această zi de sărbătoare, de bucurie. Mulțumim Domnului pentru harul pe care l-a revărsat peste fiecare dintre noi și suntem la o zi de sărbătoare. Suntem la o zi în care, în primul rând, cei doi miri de astăzi, Claudia și Lucian, sunt înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm pentru binecuvântarea lor. Se bucură împreună cu ei părinții, prietenii, rudele de aproape și cred că ne bucurăm și noi, Biserica Filadelfia, am mansuie împreună cu ei. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit acum să ne ridicăm, să onorăm Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucur de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște răstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să-i vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Amin. Vă rog să vă așezați ce doresc doi tineri care vin înaintea lui Dumnezeu la biserică? Ce-și pot dori doi tineri creștini atunci când se căsătoresc? Pe ce ar trebui să pună ei accentul în ziua cea mai frumoasă din viața lor? Sunt tineri care pun accent poate pe decor. Alții pe un restaurant frumos, pe un meniu excelent, alții pe un program deosebit, alții pe rochie vestimentație, alții pe un număr mare și cât mai mare de invitați și așa mai departe. Și multe pot fi accentele pe care le punem pe lucrurile din jur. Însă, cel mai important lucru pe care ar trebui să puneți accent voi și nu numai voi, dar fiecare din cei care vor să se căsătorească, este să capete binecuvântarea lui Dumnezeu. E lucrul cel mai important în ziua căsătoriei, să aveți parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și, de fapt, nu numai pentru ziua căsătoriei, dar pentru tot restul vieții, ceea ce contează este binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, psalmul 128 este un psalm special, un psalm al o cântare a treptelor, un psalm al pelegrinilor. Era o serie de psalmi, ei au titlul acesta, o cântare a treptelor, psalmi pe care pelegrinii sau evreii care mergeau să se închine la templu, la Ierusalim, în fiecare an era obligat să meargă acolo, în timp ce mergeau acolo, trebuiau să cânte aceste cântări. Trebuiau să le cânte. Și odată cu cântarea lor, se gândeau la lucrurile acestea. Se gândeau la familia lor, se gândeau la binecuvântarea lor. De aceea, și psalmul 128 este un psalm special care vorbește despre familie, este completarea psalmului 127. Și el răspunde unor întrebări, întrebări pe care cei mai mulți tineri și le pun, pentru că cel mai mare ideal al unui om pe pământ este fericirea. Să fii fericit. Și psalmul acesta vorbește despre fericire. Asta e tema centrală. Fericirea care e tot una cu binecuvântare. De fapt, în unele traduceri este binecuvântat, este oricine se teme de Domnul. Ferice sau binecuvântat e același lucru în limba ebraică. Fericirea. Tinerii își doresc fericirea. Soții își doresc fericirea, părinții își doresc fericirea, copiii își doresc fericirea, oamenii în general caută fericirea. Fericirea, ca, ca fiind un, un vis pentru cei mai mulți, dar pentru copiii lui Dumnezeu, fericirea, eu cred că este o realitate. Însă, cine poate să obțină fericirea? Cum am putea obține fericirea? Când am putea obține fericirea? Sunt întrebări pe care oamenii și le pun. Și psalmul acesta răspunde: cine poate fi fericit? Cine se naște într-o familie bogată? Cine se naște într-o zonă cu un statut special? Cine se naște într-o familie deosebită, specială? Cine poate fi fericit? Biblia ne spune astăzi că oricine are dreptul la fericire. Oricine poate fi fericit, dar fericirea aceasta este. Condiționată. Cine poate fi fericit? Cum poți fi fericit? Oamenii cred că dacă se vor îmbogăți, vor fi fericiți. Oamenii cred că dacă se vor căsători, vor fi fericiți. Oamenii cred că dacă vor avea tot felul de realizări și succes în viață, vor fi fericiți. Oamenii cred că dacă vor avea notorietate, vor fi fericiți. Și oamenii caută și caută fericirea în multe, multe locuri, în multe și multe moduri, dar atât de simplu ne spune cuvântul lui Dumnezeu cum se poate găsi fericirea. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Nu poți fi fericit fără Dumnezeu. Nu poți fi fericit fără o bună relație cu Dumnezeu. Iluzia tinerilor este că relația cu Dumnezeu este una care te inhibă, care te limitează, care te face să fii indispus și asta cred tineri în general. Și atunci, ca să găsesc fericirea, eu trebuie să ies de sub carapacea aceasta a religiei, a regulilor, a limitelor și, și să fac ce vreau, să fac ce îmi place. Pentru că cei mai mulți caută fericirea în distracții, în plăceri. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Creatorul, cel care ne-a zidit, cel care ne-a creat, a așezat pentru noi parametrii aceștia ai fericirii. Cum putem fi fericiți? Și parametrii fericirii sunt. Teama de Dumnezeu, Evlavia, respectul față de Dumnezeu, relația bună cu Dumnezeu și umblarea pe căile lui Dumnezeu, adică să faci voia lui Dumnezeu, să-l implici pe Dumnezeu sau să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, titlul mesajului meu din această zi este: Omul care se teme de Domnul este binecuvântat. Omul care se teme de Domnul este binecuvântat. Sau este fericit. Își găsește fericirea. Și psalmul ne arată, într-un fel, aș putea spune cronologic, cum apare fericirea. În primul rând, omul care se teme de Domnul este binecuvântat la nivel personal. Ferice de oricine, e individuală, e personală fericirea. Oricine, și observați, la singular, te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. O întrebare pe care o pun adeseori și răspunsul ei greșit ne arată de ce nu sunt oamenii fericiți. De multe ori întreb pe tine, de ce te căsătorești vis-a-vis -vis de fericire? Și cei mai mulți spun așa, ca să fiu fericit. Dacă te căsătorești ca să fii fericit, ai cele mai mari șanse să nu devii fericit. Asta înseamnă că nu ești fericit și cauți fericirea. Ce aș vrea să vă spun astăzi, Lucian și Claudia, și nu numai vouă, dar și tuturor tinerilor în general, atunci când te căsătorești, nu te căsătorești ca să fii fericit. Cel mai bine, idealul este să te căsătorești pentru că ești deja fericit, tu ești fericit, îți merge bine și vrei să împărtășești fericirea asta pentru că tu nu poți trăi singur și împărtășești fericirea ta cu altcineva. Iubești o persoană și vrei să-i faci parte de fericirea ta. Tu ai o suprabundență de fericire. Asta înseamnă căsătoria creștină. Când tu ai deja fericirea, nu ești în căutarea fericirii. Tu ești deja fericit. Pentru că omul care se teme de Domnul este fericit. Este binecuvântat la nivel personal. Nu mă căsătoresc ca să fiu fericit. Nu aștept să am copii ca să fiu fericit. Nu aștept să-mi văd nepoții ca să fiu fericit. Ci pentru că sunt deja fericit, apoi se răsfrânge fericirea aceasta și asupra altora. Trist este să vezi oamenii tot mai nefericiți, și de asta apar și atât, atâtea și atâtea probleme, pentru că oamenii, deși știu că au acces la fericire, așteaptă să se întâmple ceva în jurul lor. Ei cred că fericirea depinde de soț sau de soție. Ei cred că fericirea depinde de țara în care te așezi, și de asta uh, unii nu sunt mulțumiți nici aici, nici în altă parte, și oriunde s-ar duce. Când oamenii se duc undeva ca să fie fericiți, nu au cum să fie fericiți. Tu trebuie să fii fericit și să înțelegi că fericirea pornește de la relația ta personală cu Dumnezeu. Gândiți-vă ce dezastru într-o familie. Dacă doi tineri, amândoi nefericiți, amândoi în căutarea fericirii, se căsătoresc ca să fie fericiți. Ce fericire credeți că va fi acolo? Dacă amândoi sunt nefericiți și amândoi în căutarea fericirii. Mereu conflictul, mereu fiecare are așteptări, celălalt ar trebui să mă facă fericit, nu mă face fericit, nu mă face și nimeni nu-l face, nu face fericit pe celălalt. Și de aceea dezastre în familie. Și de aceea este foarte greu în relația soț-soție pentru că Oamenii nu au fericirea la nivelul personal. Fericirea nu depinde de nimeni altcineva. Fericirea voastră, Lucian și Claudia, nu este în mâinile nimănui. Nu așteptați ca cineva să vă dăruiască fericirea. Nici măcar Dumnezeu nu-ți dă fericirea. Țineți minte ce vă spun acum. Fericirea este un construct al omului cu piese dăruite de Dumnezeu. Adică Dumnezeu spune la dispoziție. Dumnezeu spune, iată, pun înaintea ta legile mele, cuvântul meu, poruncile mele, și le dau. Tu acum, dacă le împlinești, dacă le practici, dacă le aplici, dacă le pui la inimă, vei fi fericit. Dacă tu arunci înapoi a ta cuvântul lui Dumnezeu, dacă pe tine nu te interesează Dumnezeu, nu te interesează relația cu Dumnezeu, Dumnezeu nu te poate face fericit tu nu poți fi fericit. Fericirea este un construct al omului. Tu lucrezi la asta, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Dumnezeu spune la dispoziție, dacă vreți, piesele. Materialul este al lui Dumnezeu, dar lucrarea e a ta. Cam așa, fericirea este un construct al omului, al muncii omului, cu materialele dăruite de Dumnezeu. Și Dumnezeu vă dă materialele. O, dar Biblia este plictisitoare, o predică, e prea lungă, ne plictisește. Biblia să o citesc, dar de ce să o citesc? Dar de ce să am o relație cu Dumnezeu? Și oamenii sunt nefericiți și sunt dezamăgiți în viață și nu înțeleg că așa au fost creați de Dumnezeu, construiți de Dumnezeu, încât doar într-o bună relație cu Dumnezeu și doar respectând legile lui Dumnezeu pot fi fericiți. Așadar, oricine se teme de Domnul sau omul care se teme de Domnul este binecuvântat în primul rând la nivel individual, la nivel personal. Te bucuri de lucrul mâinilor tale, adică ai realizări. Tu muncești, vezi că îți merge bine, ești fericit. Nu te rogi pentru fericire. Nu aștepți să devii fericit. Nu te căsătorești ca să fii fericit. Nu uh, uh, ai copii ca să fii fericit. Sau nepoți. Sau pleci undeva ca să fii fericit. Tu deja ești fericit. Și îți merge bine. Cel mai mare dezastru este ca un tânăr sau o tânără să se căsătorească pentru a fi fericit să intre într-o relație de familie fără să fie fericit, neîmplinit. Va distruge și pe celălalt, va nenoroci pe toată lumea. Pentru că așteaptă fericirea undeva, de la cineva, cândva să apară. Nu, fericirea este în mâna voastră. Dumnezeu vă dă binecuvântarea, Dumnezeu vă dă fericirea, vă pune la dispoziție materialele cu care voi să lucrați. Oricine se teme de Domnul este fericit. Pentru că umblă pe căile Lui. Pentru că se teme de Domnul. Apoi, omul care se teme de Domnul este binecuvântat și la nivel familial. Când tu ești fericit, te căsătorești, nu ca să fii fericit, pentru că ești fericit, pentru că ai din abundență fericirea și vrei să o împărtășești cu cineva drag. Te îndrăgostești, iubești pe cineva. Și vrei să dăruiești fericire. Ăsta e scopul cu care ar trebui să te căsătorești. Ca să faci fericit pe altcineva. Sau ca să-l faci mai fericit pe cineva. Care deja este. Asta ar fi cel mai simplu. Când doi tineri se căsătoresc, amândoi sunt deja fericiți. Și acum nu fac altceva decât mai dăruiesc din surplusul fericirilor, din abundența fericirilor, își dăruiesc unul altuia. Dar dacă unul e nefericit, eu mă îndoiesc că îl poate face cineva fericit vreodată. Dacă el în lăuntrul lui este mereu nemulțumit, mereu morocănos, mereu îi plouă, mereu îi tună și în fulgeră prin cap, nimeni nu-l poate face fericit pe un astfel de om. Fericirea nu e în afara voastră, fericirea e lăuntrul vostru. La nivel familial, nevasta ta, Copiii tăi, nepoții tăi, masa ta, casa ta. Binecuvântare! Binecuvântarea ta personală, fericirea ta personală, se transmite apoi în familie. Mergi cu ea acasă. Când intri în casă, intri deja cu fericirea, mai adaugi o doză de fericire în casa ta sau de nemulțumire, dacă doar asta o ai. Sau de supărare, de mânie, dacă doar asta o ai. De aceea, cine se teme de Domnul, este fericit la nivel personal și apoi la nivel familial. Nevasta ta, copiii tăi, nepoții tăi, casa ta, masa ta este binecuvântată. Dar apoi psalmul continua spunându-ne că fericirea aceasta, binecuvântarea aceasta a omului care se teme de Domnul, se transmite și la nivel comunitar. Se vorbește aici despre Sion, să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului și pacea să fie peste Israel. Și observați că toate astea au o, o logică, dacă vreți. Se face un fel de zoom. Sionul era locul unde era așezat templul, acolo unde cobora Dumnezeu, acolo unde dădea Domnul binecuvântarea, acolo unde era chivotul, acolo unde era cartea legii, acolo unde erau binecuvântările preoțești. Și apoi, de la binecuvântarea Sionului, Ierusalimul era capitala, Sionul era în Ierusalim, să vezi fericirea Ierusalimului. Să împărtășești, să te bucuri de fericirea Ierusalimului, să te bucuri de fericirea altora. Știți, când ești fericit, când ești fericit cu adevărat, îi vezi și pe alții fericiți. Și dacă îi vezi pe alții fericiți, te bucuri de fericirea lor. Știți de ce sunt oamenii invidioși și răutăcioși? Pentru că sunt nefericiți, sunt neîmpliniți. Și fiindcă el nu este împlinit, el nu poate accepta ideea că cineva de lângă el este împlinit, este fericit și vrea cu, cu tot din adinsul, ca și ca în altă dată. Doar distrugându-l pe Abel, poate el trăi cu iluzia că va fi fericit, va fi împlinit. El nu suporta ideea că cineva este fericit lângă el. Asta e problema invidioșilor. Dar voi puteți trăi fericirea voastră și puteți transmite fericirea asta și în comunitate, și în societate, și în jurul vostru. Oameni fericiți care îi fac și pe alții să fie fericiți. Fericirea ta personală, se duce mai departe, se transmite mai departe în familia ta, în casa ta și apoi fericirea ta se transmite mai departe. Aici eu dau o interpretare, nu-i neapărat uh, exact așa, dar interpretarea mea, actualizarea la zilele noastre. Da, pentru vremea de atunci ei știau ce înseamnă să binecuvânteze Domnul din Sion, cine e acolo în Sion, cum binecuvântează Dumnezeu din Sion? Știau ce înseamnă Ierusalimul, știau ce înseamnă Israelul. Ce cred eu că ar însemna pentru mine personal? Sionul ar fi, în primul rând, preoția, ca să o numesc așa, binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă prin slujitorii lui. Știți că Biblia spune în Evrei, capitolul 14, versetul 17, că ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, pentru că așa ceva nu va fi de niciun folos. Oamenii vor să fie fericiți, dar ei n-au niciun respect pentru slujitorii lui Dumnezeu. Ba din potrivă, trăiesc și cu iluzia, eu n-am treabă cu oamenii, eu n-am treabă cu slujitorii, că pe mine bă, binecuvintează Dumnezeu. Ei bine, află că Dumnezeu te binecuvintează din Sion. O, când îi spui un evreu, te binecuvintează din Sion, stai puțin. Ai tu pretenția că vine la tine personal Dumnezeu, că El scurcircuitează totul și vine și îți dă ție personal și tu nu ai treabă cu nimeni. Evreul știa, pelegrinul știa, mă urc, mă duc la Ierusalim, mă duc la casa lui Dumnezeu, mă duc la templu să mă închin. Și acolo mă binecuvintează Dumnezeu. Cum? Are Dumnezeu slujitorii lui, are preoții, pentru că Dumnezeu le-a rânduit leviților, preoților, binecuvântarea. Noi citim la binecuvântări. Vorbește lui Aron și fiilor lui, adică preoților. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel. Noi citim asta doar la binecuvântări de copii. Dar când a fost scris textul acesta, când se spune copiii lui Israel, nu e vorba de copii. Doar. E vorba tocmai de binecuvântarea când orice pelegrin se urca la casa lui Dumnezeu, la Templu, în Ierusalim, avea parte de binecuvântarea preoțească. Se apropia să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și preoții îi binecuvântau pe oamenii care se tem de Domnul, pe oamenii care umblă pe căile Lui. Și omul binecuvântat este binecuvântat de, de Dumnezeu, binecuvântările sunt ale Lui Dumnezeu, dar Dumnezeu le dă prin oamenii Lui, prin slujitorii Lui. Să te binecuvânteze Domnul din Sion. Și apoi, să vezi fericirea Ierusalimului. Aici, în interpretarea mea, eu cred că este conducerea, sau comitetul bisericii, sau... Capitala era cei care conduc, fiecare departament are un responsabil, fiecare se implică în ceva și în lucrarea lui Dumnezeu sunt întotdeauna oameni așezați să conducă, să vezi fericirea lor. Să te implici în așa fel încât relațiile cu cei din jurul tău să fie bune, închinarea să fie plăcută, slujirea să fie plăcută. Să vezi fericirea Ierusalimului și apoi pacea să fie peste Israel. Apoi este relația cu toată Biserica, cu toți frații, cu tot Israelul, cu toată comunitatea. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului și pacea să fie peste Israel, peste Biserica, peste poporul lui Dumnezeu din care faci parte, peste comunitatea din care faci parte, în care ești implicat. Așa binecuvintează Dumnezeu. Acum, sunt oameni care trăiesc cu iluzia că vor fi fericiți fără să meargă în Sion, vor fi fericiți fără să meargă în Ierusalim, fără să vadă fericirea Ierusalimului, să-și dorească asta, fără să fie parte din Israel, fără să-i peste de Israel și fiecare pe contul lui, așa o privatizare a relației cu Dumnezeu. Da, e o relație personală, pe de o parte, ea pornește de la personal, dar apoi continuă în familie și din familie sau cu familia merge apoi la casa lui Dumnezeu. Mergi în Ierusalim, mergi în Sion, mergi și îl pe Dumnezeu lui Israel, pentru că faci parte dintr-un popor pentru că îți pasă de acel popor pentru că iubești acel popor pentru că te identifici cu acel popor pentru că ești una cu acest popor De deci aceea doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze pe Claudia și pe Lucian astăzi dar să binecuvânteze domnul fiecare familie din biserică fiecare tânăr și fiecare tânără fericirea nu e o himeră, ceva pe care să o urmărești fără să o găsești. Fericirea pentru copiii lui Dumnezeu este o realitate. Este o împlinire personală de care ai parte atunci când împlinești aceste două condiții. Te temi de Dumnezeu și umbli pe căile Lui. Și binecuvântarea asta o ai la nivel personal, la nivel individual, te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit, îți merge bine. Și când, când te-ai realizat, când ești tu realizat, când ai tu fericirea la nivel personal, poți să o împărtășești cu altcineva. Când tu lucrezi, când tu ai lucrul mâinilor tale, de asta. Iarăși o altă iluzie a tinerilor, la fel ca și fericirea. Aștept să mă căsătoresc ca să îmi meargă bine. Sau aștept ca să mă căsătoresc. Pentru a face bani sau pentru a munci. Nu, tu trebuie deja. Deja ești fericit. Deja ai lucrul mâinilor tale, ai realizările tale, deja ai succes, deja îți merge bine și nu te căsătorești ca să primești astea, ci pentru ca să le dăruiești, pentru că le ai deja. Acesta e secretul sau. Aceasta, de fapt, este baza fericirii căsătorești pentru că ești deja fericit și vrei doar să împărtășești fericirea ta cu alții. Două elemente simple aici cu care mă apropii de încheiere. Se folosesc aici două simboluri care pentru evrei erau extrem, extrem de importante. Vița, vița roditoare. Aproape orice evreu își dorea să aibă în jurul casei măcar câteva plante, câteva câțiva copaci, dar vița era simbolul bucuriei. Și apoi vița roditoare, dacă tot lucrezi și te aștepți să ți aducă rod, este simbolul bucuriei. Măslinul era simbolul berșucului, simbolul păcii. Măslinul și unde lemnul în general mai ales în Biblie avea multe, multe funcții. Unde lemnul era un aliment, deci se consuma la masă, se folosea în mâncare. Unde lemnul era un cosmetic, îți ungeai fața, îți ungeai părul, și de asta și Psalmul 23 spunea, tu mungi capul cu un de lemn. Unde lemnul era folosit pentru iluminat, Acolo, cu un fir pus, se dădea foc și în candelele acelea fecioarele, cu ajutorul unde lemnul era combustibilul care ajuta la iluminat. Dar apoi unde lemnul mai era folosit și ca un, un simbol al, al prezenței lui Dumnezeu, al manifestării prezenței lui Dumnezeu, al harului lui Dumnezeu. De aceea și ungerea cu unde lemn era considerată ceva special, ceva deosebit, însemna atingerea lui Dumnezeu, însemna implicarea lui Dumnezeu acolo. Fie să-ți aducă vindecare, fie să-ți aducă o călăuzire, o împuternicire specială. Astăzi aș dori din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze pe amândoi, Claudia și Lucian. Omul care se teme de Domnul este binecuvântat. La nivel personal, la nivel familial, și la nivel comunitar. El oriunde se duce, fiindcă este fericit, dăruiește fericirea mai departe. Vede fericirea mai departe. Dacă nu ești fericit la nivel personal, e greu să găsești fericirea apoi în familie. Dacă nu ești fericit la nivel personal, e destul de greu să vii la biserică și să devii fericit. De asta avem atâtea slujbe monotone. De asta avem atâtea cântări seci și rugăciuni seci și așa mai departe. Pentru că oamenii trăiesc cu iluzia că eu sunt cum sunt, dar mă duc la biserică, acolo se va întâmpla ceva miraculos. Dacă toți vin nefericiți de acasă, cine le va dărui fericirea? Dacă doi tineri se căsătoresc și ambii sunt nefericiți, și ambii vin cu gândul, cu ideea, celălalt mă va face fericit, dar celălalt, nici el nu-i fericit. De unde fericire? Ca asta e mare diferență. Că dacă într-o biserică vin oameni deja fericiți, numai de acasă când ți se spune haidem la casa Domnului, tu deja te bucuri. Nu aștept să se cânte ca să te bucuri. Nu aștept să vezi ce se predică pentru a te bucura. Nu aștept să vezi cum va fi slujba pentru a te bucura. Tu deja vii cu bucuria de acasă. Tu ești deja plin de bucurie. Tu vii aici, ești deja bucuros, ești fericit. Lângă tine vine altul care e și el fericit, e și el bucuros, lângă el altul și altul și altul. Și când vin aici o mie de oameni fericiți, se întâmplă minunea acelei fericiri deosebite, acelei bucurii deosebite. Și da, poate într-o mie de oameni să fie zeci oameni nefericiți și unul de lângă uh, el îl ridică, da, se poate întâmpla asta. Dar dacă vin aici o mie de oameni nefericiți, o mie de oameni triști, o mie de oameni plini de păcate și de poveri și nimeni, nimeni nu are nimic de oferit, cum am putea noi găsi fericirea? Și apoi normal că nefericiții și nemulțumiții dau vina pe alții. De ce nu sunt ei fericiți? Și apoi spun că nu-i biserica bună, și apoi spun că nu-i cântarea bună, și apoi spun că nu-i predica bună, și apoi la nivelul familiei spun că soția nu e bună, și apoi copiii nu sunt buni, și apoi nepoții sunt răzvrătiți, și apoi ceilalți din jur. Pentru că nefericiți în general nu-și asumă niciodată nefericirea nu și asumă niciodată responsabilitatea, eu nu sunt fericit, e o problemă cu mine. Nu, dau vina pe alții. Eu sunt nefericit din cauza ta. Eu sunt nefericit din cauza lui. Eu sunt nefericit din cauza nu știu cui. Eu sunt nefericit din cauza că... În această zi, cuvântul lui Dumnezeu ne arată foarte clar care este responsabilitatea noastră. Fericirea nu este în mâna altora. Fericirea nu ține de alții, Fericirea ține de tine, de oricine se teme de Domnul. Este fericit. Nu trebuie să aibă aprobare de la Bruxelles sau de la ONU. Nu trebuie să aibă aprobare de la Roma sau de în altă parte. Fericirea ta este constructul tău personal cu materialele lui Dumnezeu. Dumnezeu îți pune materialele la dispoziție. Tu clădești deasupra. Poți clădi fericire. Să poți clădi nefericire, dezamăgire, iluzie, mânie, supărare. Ia seama cum clădești deasupra. Ce clădești deasupra? Bine ar fi să clădiți fericire în fiecare zi. Nu uitați, tu ești fericit. În primul rând, tu să fii fericit. Și fericirea ta împărtășește-o cu alții. Fericirea ta du mai departe în familie. Fericirea ta du mai departe în biserică, în societate, la locul de muncă, oriunde ești iradiază bucurie, iradiază fericire. Pentru că ai, poți să o dai, poți să o împărtășești. Ferice, mai fericie să dai decât să primești. Asta e fericire adică fericirea mai mult se dă decât se primește. De asta trebuie să o ai și să o aveți din belșu, Paharul tău să fie plin de să dea peste el. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.